Jurnaliștii sălășeni au renunțat ieri pentru câteva ore la pixuri și agende și s-au întrecut la competițiile organizate în cadrul Cupei Presei la mini-fotbal și tenis de masă. În urma competiției, jurnaliștii de la Sălășanul TV au primit mai multe diplome, inclusiv renumita Cupa Presei. În întâmpinarea zilei de 13 septembrie, ziua pompierilor militari din România, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sălaj a organizat joi la secția de pompieri din Jibou tradiționala Cupa Presei la mini-fotbal și tenis de masă. Așa că ieri, după masă, jurnaliștii de la publicațiile din județ și-au abandonat pixurile și agendele și s-au întrecut la cele două probe fizice puse de organizatori la dispoziția acestora. În urma competiției, colega noastră Corina Gliguța a primit diploma de cea mai bună golgheteră, reușind să marcheze numai puțin de 3 goluri în poarta adversarilor, care de data aceasta au fost pompierii, dar și renumita Cupa a Presei. De asemenea, Cristina Puie și Anca Olăhuț au obținut câte o diplomă de fair play pentru prestația avută la proba de tenis de masă. Diplomele și cupele au fost înmânate de adjunctul inspectoratului șef, locotenent colonel Mureșan Sorin. În primul rând, vă mulțumesc că ați dat curs invitației noastre de a participa la Cupa organizată cu ocazia zilei de 13 septembrie, ziua pompierilor din România. Cu această ocazie am desfășurat două competiții sportive cu jurnaliștii din județul nostru și cu colegii din Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Le mulțumim organizatorilor pentru premiile oferite, iar colegilor din presă le promitem că și anul viitor vom fi la fel de buni.